prima zi de școală anului 1982, 15 septembrie, cum era obiceiul pe atunci, Universitatea Craiova își începe cel mai faimos traseu european, traseul care a adus denumirea de Craiova Maxima din partea lui Ioan Chirilă. Primul tur, italienii de la Fiorentina, care pierduseră la un punct titlu în fața Juventusului. E anul în care Italia devine campioană mondială și trimite în Cupa UEFA pe Fiorentina, așadar. Era o cunoștință mai veche a Craiovei, pentru că în 1973 Craiova devenise prima echipă de club din România care elimina o echipă din Italia, aceeași Fiorentina lui De Sisti atunci. Acum era a campionilor mondiali Antonioni și Graziani și a foștilor campioni mondiali argentinienii Passarella și Daniel Bertoni. Bertoni înscrie de altfel în ultimele secvențe ale primei reprize și la pauză Craiova pleacă la cabine cu un dezavantaj 0-1 în fața Fiorentinei. După pauză avea să fie cea mai bună repriză din istoria fotbalului craiovean. Ungureanu, Balaci și Cârțu înscriu rând pe rând. Mai sunt 3 bare pentru Universitatea Craiova în aceeași repriză. Este un festival la poarta lui Gali. Craiova se impune cu 3-1, dar episodul memorabil este povestit de Ilie Balaci și retrăit apoi la fiecare întâlnire a maximilor. În momentul în care au ieșit pe teren la începutul meciului, jucătorii Fiorentinei pe tunel alături de olteni s-au dat un metru, doi la o parte, mai în dreapta, pentru că ei erau parfumați cu parfumurile celebre de acum 40 de ani, în timp ce ai noștri nu avuseseră cum să schimbe tricourile de la încălzire și intraseră transpirație pe teren. Craiova a reușit să înscrie 3 goluri într-o repriză, a pierdut doar cu 0-1 în retur la Firenze și a trecut în turul următor, continuându-și cel mai bun parcurs din istorie.